Bună ziua! Ne aflăm în cadrul districtului 2 Baranova, UP7 Buhăiescu, în raza cantonului Silvic Brod, unde de la Ocolul Silvic? De la Ocolul Silvic Cârlibaba, unde pregătim campania de împăduriri prin construirea unui ghețar pentru circa 70.000 de puieți, care avem de plantat în cantonul Silvic Brod. În cadrul districtului vom planta circa peste 60 de hectare de integrale, păduri integrale, plus vreo 20 de hectare de completări. Accesul spre cantonul Silvic Pârcălab este blocat în pasul Baranova datorită zăpezii. De aici mai încolo, câțiva kilometri, da? Câțiva kilometri. Spre granița cu spre granița cu Ucraina. Ucraina și spre Ceremuș. Ceremușul care unde se lucrează și la dezăpezire cu autogrederul pe axial Valea Cârlibabe și pe Baranova Prăucățele. Cam când preconizați că veți începe campania de împăduriri 2020? Campania de împăduriri undeva pe la după 15 aprilie, după 1 mai probabil, mai sigur după 1 mai, că stratul de zăpadă încă este destul de consistent. Și temperaturile sunt scăzute, precipitații minus. Mai așteptăm. Da, aici ce ați folosit la ghețarul respectiv? La ghețarul respectiv am zis zăpadă din belșug avem în zonă, rumeguș peste stratul de zăpadă ca să mențină cât mai mult timp stratul de zăpadă gros și gheața, cetină din exploatările din apropiere și căpriore pentru susținerea acoperișului. Da, mâine îl finalizați, da? Mâine se finalizează. Avem 4 oameni care lucrează permanent cu cai, cu sănii. Mulțumim!